I've heard very good things about Sweden. I believe it would be fine here. I think so. Sunt aici pentru că cineva de acasă mi-a zis că-mi dă muncă. Așa că mi-am împrumutat 200 de euro ca să pot veni aici. Dar munca s-a dat deja pentru altcineva. A fost o prostie din partea mea de a veni aici. Dar acum n-am încotro să mă duc, pentru că n-am cum să câștig bani sau n-am de la cine să iau un împrumut. O să încerc să cer de ajutor ca să mă duc acasă, dar e foarte ciudat și asta. Că unii zic că ambasada ar trebui să ajute, dar până la urmă tot la soția ar trebui să apelez. Acolo zic că prima dată ar trebui făcut o plângere la poliție, că am fost păcălită. Și poliția nu poate să facă nimic. Zic că ar trebui să mă duc iarăși la social. Și la social zic acum că ei nu pot să mă ajute. Nu înțeleg cum merg lucrurile aici. M-am dus la diferite birouri cel puțin de 10 ori. Sì, ho avuto un po' di lavori temporanei in Sud Europa e non c'era nessun problema. Qui è difficile, è difficile. Vivo con 4 connazionali nello stesso paese, Marocco, in una piccola stanza. Tutto piccolo, poco spazio, tutto molto disordinato. Non riesco mai a dormire di notte, non dormo mai. Stiamo qui 5 settimane, ancora 5 settimane, poi non so cosa succederà, dobbiamo vedere. La situazione è molto difficile, credo che sarà ancora più difficile. Швеция хорошая страна для людей, у которых есть персональный номер. У меня был шанс получить работу, но когда работодатель узнал, что у меня нет персонального номера, то мне отказали. Я так понимаю, что нужно иметь работу, чтобы получить персональный номер, и нужен персональный номер, чтобы получить работу. Jag är väldigt rädd att jag blir skadad eller sjuk. Jag kan röra mig fritt, klara. Jag är med alltid på något sätt. Men nu jag har inga pengar att betala sjukvård. Så händer någonting. Jag vet inte vad ska jag göra. Jag vet inte. Innan det krisen, niciodată nu mi-aș fi putut imagina că viața mea ar putea să fie așa. Totul era bine. Am fost proaspăt căsătoriți și am vrut să începem propria noastră afacere și să ne construim o casă în România. În schimb, stăm acum și noi și copilul nostru, care are 2 ani, la bunica mea. Dar noi suntem pregătiți să facem tot posibilul de a ne putea întreține. Din cauza asta am venit aici. Într-adevăr, acum stăm și ceșim. Dar și pentru că de a odihni puțin. În rest, umblăm după cutii toată noaptea peste tot în oraș. De aceea sunt așa de obosită și eu și soțul. Așteptăm acum și al doilea copil. Eu am 20 de ani și curând mamă la 2 copii. Vivi în Spania 4 ani, finalmente des sin trabajo. Veni a Suecia, tengo que mantener mi familia a Rumania. Soy un carpintero, tengo mucha experiencia. Y no puedo encontrar trabajo aquí y tampoco un piso. He vivido en un pequeño almacén, todos han cerrado, todo abierto. A veces duermo allí en el parque si no llueve. Depende un poco. Me ofrecieron un trabajo a Suecia, por esto me venía aquí. Me había dicho,
te voy a dar 2000 euros y luego, después de trabajo, vuelvo a mi casa, mi familia, Rumanía. Me engañaron. Tenía que recibir sueldo, mi salario, dinero. Después he trabajado 2 meses, muy, muy duro, muy duro. Lo que me tenía que pagar desapareció. No lo vi más. No sé dónde está. Ahora no puedo más con esto. No me preocupo ahora. No. Me acabo. No quiero preocuparme más. Quiero volver a mi casa con mi familia. Yo creo que es mejor quedarse en casa que ser engañado aquí, explotado con la gente, trabajando meses. Por lo menos estoy con mis hijos. Pero ¿qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Vuelvo con las manos vacías. Ahora mismo no voy a tener nada. ¿Qué voy a hacer?